De sâmbătă să văd adunarea aproape plină. Semn că cei doi sunt iubiți de voi, așa-i? Dar mai mult decât iubiți de voi, sunt iubiți de Domnul. Mă bucur să văd că încă se mai țin căsătorii în adunare. Psalmul 78, versetul 63, spune ceva foarte trist. Fecioarele lui, al lui Israel, n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă. De ce oare? Cine nu-și păstrează curăția, nu va mai fi sărbătorit cu cântări de nuntă. Dar faptul că cei doi sunt înaintea noastră este o dovadă. Că cei doi, prin harul lui Dumnezeu, s-au păstrat curați. Este o biruință a Domnului, așa-i? Zice că pasul de defilare se începe cu stângul, dar în căsnicie trebuie început cu dreptul. Să fie slăvit Domnul că cei doi credem că până acum Dumnezeu i-a păstrat curați. Slăvit să fie Domnul. De altfel, istoria omenirii începe cu o căsătorie, cu o nuntă, dacă vreți. Și ceea ce ne-a mai rămas nouă din grădina Edenului este familia. Și așa cum a început cu o nuntă, tot cu o nuntă se va și finaliza. Cu o nuntă se va finaliza. Când pământul și cerul vor dispare, dar în cer va avea loc nunta mielului. Facă Domnul să ajungem toți acolo, amin? Mi-a pus Domnul pe inimă în această dimineață binecuvântată un mesaj pentru cei doi și pentru noi care suntem căsătoriți mai de multă vreme, chiar luni se împlinesc 8 ani de la căsătoria noastră, și mi-a pus Domnul pe inimă un mesaj, pietre de temelie pentru o căsnicie binecuvântată. Fiecare dintre noi dorim să avem o căsnicie binecuvântată de Domnul. Și dorim ca în ziua căsniciei noastre să primim din partea lui Dumnezeu o binecuvântare de plină, neștirbită, ci întreagă. Și ca să avem o viață binecuvântată de Dumnezeu în căsnicie, mi-a pus Domnul pe inimă din cuvântul care l-am citit, Efeseni capitolul 5, să amintesc 7 principii de bază care trebuie să funcționeze într-o familie ca aceasta să poată rezista, ca aceasta să poată deinui și să aibă împlinire. Spune cuvântul despre Isaac, când s-a întâlnit cu Rebeca, a dus-o în cortul lui și spune cuvântul, a fost împlinit, a iubit-o cu adevărat. Și fiecare dintre noi care ne-am căsătorit, dorim în familia noastră să avem împlinire. Și ceea ce le dorim celor doi, fratelui Daniel și sorei Lavinia, Dumnezeu să-i binecuvinteze, amin. În primul rând, vreau să amintesc primul principiu, prima piatră de temelie, din versetul 19, principiul comunicării. Vorbiți între voi. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Nu o să te întreb, frate Daniel, cât psalmi știi. Dar recomandăm tinerilor, chiar le spun tinerilor la Lugoj, cine n-a citit Biblia de la un capăt la altul până la căsătorie, să nu se însoare. O să ai copii și trebuie să-i crești, să-i înveți din legea Domnului. Dacă tu n-ai citit niciodată Biblia, cum o să-i înveți? Dacă tu n-ai dat niciun îndemn la rugăciune, cum o să le dai lecții din Biblie? Probabil o să le dea soțiile, cărora le-ar place să predice. Vorbiți între voi, spune cuvântul Domnului. Asta înseamnă o comunicare. Și când e vorba de comunicare, trebuie să ne facem timp să stăm unii lângă alții. Vorbiți. Știți că cuvântul spune strigarea este una din roadele firii. Ca să vorbim, nu trebuie să stăm la distanță, trebuie să stăm aproape, așa-i? Dacă e la distanță unul de altul, trebuie să strige, să se audă. Strigarea nu trebuie să fie în familiile noastre. O comunicare plăcută. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să petrecem cât mai mult timp aproape, unul cu altul. Pentru că băgăm de seamă în vremea de astăzi, așa sunt lucrurile. Un sos plecat într-o parte, celălalt în altă parte, foarte puțin timp petrecut împreună, însă ca o căsnicie să reziste, trebuie să fie o comunicare puternică. Și dorim pentru cei doi și pentru noi să ne binecuvinteze Domnul cu o vorbire aleasă. Colosim capitolul 3, versetul 16, iată ce ne spune cuvântul Domnului, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Domnul să ne ajute și tot în Coloseni capitolul sau în Filipeni capitolul 4 spune la un moment dat, vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, Coloseni 4:6. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei doi cu o vorbire aleasă, amin? Uitați, spune cuvântul despre Domnul Iisus, era valabil pentru el și se bucură Domnul să fie și pentru noi. Isaia, capitolul 50, versetul 4. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să învioresc cu limba, cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață, îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. O limbă iscusită să știm să înviorăm. Doamne, dă-ne-o tuturora, amin. Al doilea principiu care vreau să-l amintesc,
principiul mulțumirii, versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Și cuvântul ne spune, pentru toate lucrurile și întotdeauna. În vremea de astăzi, specific vremurile din urmă, 2 Timotei capitolul 3, acolo când apostolul Pavel, călăuzit de Duhul Domnului, făcea o radiografie a vremurilor din urmă, spunea, oamenii vor fi nemulțumitori. Dar în biserica lui Dumnezeu trebuie să fie frați mulțumiți. Doamne, dă-ne un duh de mulțumire, amin? Proverbe 15:15, a doua parte a versetului, zice la început, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat, spune sfârșitul versetului. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. La înmulțirea pâinilor, spune cuvântul că erau 5.000 de bărbați aproape, afară de femei și copii. Și Domnul Iisus a spus ucenicilor, dați-le să mănânce. N-aveau cu ce să cumpere. 200 de lei, doar câteva pâini. Dar la un moment dat a venit Andrei și a spus, Doamne, am găsit un băiețel. Are 5 pâini și 2 peștișori. Dar ce sunt aceștia la atâția? Domnul Iisus, aduceți la mine. I-a luat Domnul în mâinile sale binecuvântate, a ridicat ochii spre cer și a mulțumit lui Dumnezeu. Și când a mulțumit lui Dumnezeu, puținul a ajuns. Când mulțumești lui Dumnezeu, puținul îți va ajunge. Când începi să faci comparații, cât câștigă la în Belgia, cât câștigă la în Anglia, cât câștigă la în Italia sau nu știu pe unde, se va stârni duhul de nemulțumire. Însă când inima ta va fi mulțumită cu puțin, vei avea un ospăț în casă. Doamne, binecuvintează-ne cu inimă mulțumită, amin? Puținul îți va ajunge. O urare pentru cei doi este o maximă frumoasă. Fiți săraci în pretenții și veți fi bogați în mulțumiri. Când cineva e bogat în pretenții, o să fie sărac în mulțumiri. Mulțumiți-vă cu puțin. Puținul îți va ajunge. Dacă ai problema, e în inimă. Problema este în inima noastră, în concepția noastră. Dacă știm să fim mulțumiți cu puțin, Dumnezeu ne va binecuvânta. 10 leproși au plecat de la Domnul Iisus să se arate preoților și pe drum au fost curățiți. Unul, doar unul, 10%, s-a întors să mulțumească. Spune cuvântul Domnului că Domnul Iisus a uitat la el și a întrebat, ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta? Dar pentru că el s-a întors cu mulțumire, a primit ceva în plus. A zis, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Cine vine cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu, alege până la sfârșit să fie și mântuit, primește și mântuirea. Mi-aduc aminte de o familie în care mâna lui Dumnezeu apăsa cu putere, era o problemă gravă acolo și familia aceasta a început cu multe, multe, multe zile de post. Și la un moment dat Domnul a arătat o vedenie în dreptul acestei familii, un taler cu 2 cumpene. De fapt o cumpără cu 2 talere și pe un taler scria cereri și era foarte, foarte încărcat. Și pe celălalt scria mulțumiri. Și talerul acela cu mulțumire era gol. Și bineînțeles că ăla cu mulțumire era sus, era gol și ăla cu cerere era jos. Și a spus Domnul așa, spune familia acestea, când o să aducă mulțumiri pe talerul ăla care e gol, să fie mai greu decât ăla cu cereri, talerul cu mulțumiri se va lăsa jos, ăla cu cereri se va ridica până sus la mine și voi răspunde la ele. Iată ce operație interesantă. Cum stăm la capitolul mulțumire? Dacă vrem ca în familia noastră să fie o familie binecuvântată, să funcționeze și principiul acesta al mulțumirii, Domnul să ne ajute pe toți, amin. Mergem mai departe, în cuvântul lui Dumnezeu spune un alt principiu care trebuie să funcționeze, versetul 21, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, și versetul 24, după cum este supusă biserica lui Hristos, tot așa și nevestele, să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Principiul supunerii. Nu este dezonorant, surorilor, nu este dezonorant. O întrebare foarte concretă. Dacă o biserică se supună lui Hristos în toate lucrurile, este o rușine sau o cinste? O cinste, așa-i? Cu cât o biserică este mai supusă lui Hristos, cu atât mai mult va lucra Dumnezeu acolo, e adevărat? La fel, cu cât o soție se supune mai mult bărbatului ei, cu atât va fi mai cinstită. Așa a stabilit Dumnezeu, nu noi. Desigur, vom merge mai departe imediat și o să vedem principiul dragostei a bărbatului față de soție. Dar rămânem aici puțin. Principiul supunerii. Doresc pentru toate surorile din adunare, Dumnezeu să le binecuvinteze cu un duh de supunere, amin? O să fie bucurie în casă, o să fie armonie. De fapt, în căsnicie se intre cu lepădare de sine, cu lepădare de sine. Fără lepădare de sine nu va fi o căsnicie binecuvântată. Trebuie lepădare de sine. Cu lepădarea de sine, ușor te supui.
Dumnezeu să binecuvânteze toate surorile, amin. Mergem mai departe la al patrulea principiu, care trebuie să funcționeze neapărat în familiile credincioșilor, ca să fie o familie binecuvântată de Domnul, spune versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Principiul iubirii adevărate, necondiționate. Unii soți spun, eu aș iubi-o mai mult dacă s-ar supune. Adevărata dragoste nu cere, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat, nu a cerut. În vremea de astăzi avem mulți de-a face care cer, o dragoste cerșetoare. Numai un frate să-ți ceară ceva și să nu-l ajuți, știi ce spune? N-ai dragoste. El vrea o dragoste din aia cerșetoare. Nu, dragostea adevărată nu cere. Dragostea adevărată oferă. Dumnezeu a iubit lumea și a dat. Adevărata dragoste nu așteaptă ceva în schimb, nu așteaptă supunere. Nu, nu. Adevăratul bărbat care își iubește soția o va iubi indiferent că ea e supusă sau nu e supusă. Spune cuvântul, Hristos ne-a iubit pe noi și Dumnezeu ne-a iubit pe noi când noi eram vrăjmași, nu când noi eram supuși lui. Și o astfel de dragoste vrea Dumnezeu să avem noi față de soțiile noastre. Dumnezeu să ne dea o dragoste adevărată, amin? O dragoste care nu cere, o dragoste care oferă, o dragoste care se jertfește. Dar atenție, iată ce spune cuvântul Domnului, bărbaților, iubiți-vă nevestele, dar cum, cu ce dragoste, cu ce scop? Cum și Hristos și-a dat pe sine pentru biserică ca să o sfințească. O dragoste în vederea curățirii, a sfințirii și nu altfel de dragoste. Știți că spune cuvântul că și Solomon avea 300 de soții și 700 de concubine de țiitoare și le-a iubit mult, prea mult încă. Târât de iubire l-a dus la închinarea la idoli. Nu o dragoste care să te tragă la închinare la idol. Nu, nu, nu una din asta. O dragoste care să fie în vederea curățirii a unei vieți sfinte trăite în căsnicie. Pentru că la un moment dat, gura Domnului Iisus spune astfel, dacă cineva iubește frați, surori, tată, mamă sau nevastă mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Domnul vrea, nu primul loc. În ceea ce privește închinarea noastră, Domnul vrea să fie singur în viața noastră, fraților. Toată închinarea, toată dragostea noastră, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot ce este în noi. Și de aceea amintesc gândul acesta, dragostea noastră trebuie să fie în vederea curățirii pentru o viață trăită în sfințire. Pentru că în vremea de astăzi, dragostea de multe ori, stăteam de vorbă cu cineva la care am lucrat și avea o viață de căsnicie destrămată. Avusese în viața lui multe accidente, aș putea spune, și deja stătea nu știu cu atâta femeie și l-am întrebat, cum? Știi ce mi-a spus? Dragostea e de vină. Oare chiar dragostea să fie de vină? Dragostea lumească, dar nu aia adevărată. Aia adevărată nu-ți permite. Dar dragostea lumească, dragostea care l-a condus și pe Solomon, târât de iubire să se lasă de Dumnezeu să se închine la idoli. E, în familiile noastre trebuie să fie o dragoste autentică, o dragoste de Dumnezeu și în vederea aceasta să ne iubim și soțiile noastre. Domnul să ne binecuvinteze, amin. Când noi iubim soțiile noastre, așa cum am amintit, nu așteptăm ceva în schimb. Le iubim necondiționat. Al cincilea principiu care vreau să-l amintesc, deși nu este foarte bine conturat în textul acesta, spune cuvântul aici în text că cine își iubește trupul lui, îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Este principiul hărniciei, al cumpătării. Ca o familie să fie binecuvântată de Dumnezeu, trebuie să funcționeze și lucrul acesta, cumpătare și hărnicie. Comoara de preț a unui om, Proverbe, capitolul 12, versetul 27, spune cuvântul, leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Ceva foarte frumos în cartea Genesei, de unde citea fratele Petrică, înainte ca Adam să primească din partea lui Dumnezeu pe Eva, Dumnezeu l-a așezat în grădina Edenului, ce să facă? Să o lucreze și să o păzească. Cine nu-i bun de lucru, nu-i să nu se însoare, vă spun înaintea Domnului. Dacă nu ești harnic, nu te căsători. Înainte să se căsătorească Adam să-i aducă o soție, Dumnezeu l-a pus la lucru. Dacă nu te poți întreține pe tine, cum vei întreține o soție și copiii după aceea? Cum?
Ca să fie o familie binecuvântată, trebuie să muncim cu mâini harnice. Domnul să binecuvinteze toți tinerii din adunare, amin? Mâini harnice. Și cumpătare, la un serviciu de căsnicie, fratele care se ruga pentru cei doi, la un moment dat așa au avut o rugăciune deosebită, spunea, zicea, Doamne, binecuvintează-l pe fratele să câștige mai mult decât cheltuie soția. Mai mult au spus amin, probabil și soția. Dar nu știu dacă chiar e biblică rugăciunea asta. Cred că ar trebui mai degrabă să ne rugăm, Doamne, binecuvintează soțiile să fie cumpătate în cheltuiele, amin? Asta e mai aproape de adevăr, de realitate. Am un prieten care, secretarul cultului baptist, a fost fratele Nelu Tuzac și mărturisea fratele, fost de câteva ori în Statele Unite, la invitația fraților și totdeauna după ce a venit din Statele Unite, nu s-a dus el pentru asta, dar totdeauna a venit cu ceva bani acasă. Spunea fratele, după 4-5 vizite singur, am fost invitat odată și am luat și soția împreună cu mine și când a venit cu soția în America, au venit acasă cu datorii. Așa se întâmplă lucrurile. Fiți cumpătați! Lucrați cu mâini harnice. Trăim o vreme când, uitați-vă, tehnologia asta avansată, sora de la etajul 1 vorbește cu sora de la etajul 3 pe mes. Dar ți-e frică să deschizi dulapul să nu cadă hainele pe tine. Dar are timp de stat acolo. Nu se întâmplă oare? Ca să fie o familie binecuvântată, trebuie să muncim cu mâini harnice. Să mai lăsăm poveștile atâta pe telefon și pe ăsta, să facem treabă în casă. Cuvântul Domnului spune, și vă citesc, Tit, capitolul 2, iată ce recomandare de Apostolul Pavel, eu zic din partea Domnului, cu siguranță, din partea Duhului Sfânt, spune cuvântul așa, femeile mai în vârstă, să le învețe pe cele mai tinere, versetul 5, să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, și în Timotei spune, să fie bune gospodine, Doamne, binecuvintează toate surorile, amin? Și toți frații, să muncească cu mâini harnice. Este un principiu biblic, fraților. Vă citesc ce spune în cartea Proverbele, în capitolul 26, versetul 14. Spune astfel. Cum se învârtește ușa pe țățânile ei, așa se învârte leneșul în patul lui. De ce oare? Păi, dacă nu e obosit, nu are somn. Dar cine vine după 10 ani, după 10 ore, 12 ore de muncit în agricultură, la fabrică, la construcții, ăla dacă se pune încălțat în pat, încălțat și adorme. Dar la care nu-i muncit, ăla sigur că n-are somn, ăla se tot învârte. De aceea vreau să spun un lucru foarte important. Avem de-a face cu multe familii și primele probleme în familie apar de la lipsa banilor. Lipsa banilor care este datorită lipsei de muncă, de multe ori. Îndemnăm pe frați, pe surori. Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu putere de muncă, Dumnezeu să ne ajute să fim oameni harnici, amin? Acum completăm și cealaltă parte. Că avem în adunare unii oameni care sunt prea harnici. Și aceasta este iarăși un minus. Unii oameni care sunt așa de harnici că peste săptămână nu-i mai vezi la adunare. Nu-i mai vezi marți la rugăciune, nu mai vezi joi la adunare. Că trebuie să muncească, da, trebuie să muncim. Însă nu trebuie uitat un lucru. Casa lui Dumnezeu, rugăciunea are prioritate. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei doi, amin? În gestionarea timpului. Trebuie să muncim, însă nici de cum să nu dăm timpul Domnului pe muncă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ca o căsnicie să fie binecuvântată, trebuie să fie cumpătare și trebuie să fie hărnicie. Dumnezeu întotdeauna va binecuvânta puținul și spune cuvântul în cartea Proverbe, ceea ce se adună încetul cu încetul crește, crește. Nu așteptăm dintr-o dată să ne îmbogățim, că spune cuvântul tot în cartea Proverbe, că o bogăție repede câștigată nu va fi binecuvântată la sfârșit. De aceea am dorit ca în familiile noastre să ne binecuvinteze Domnul pe toți, să fim oameni harnici. Mi-aduc aminte un caz pe care îl spunea fratele Avram Veveriță, petrecut undeva în Timișoara, în urmă cu mulți ani de zile, i-a pus Domnul pe inimă să ajute o familie care era mai numeroasă, se descurca mai greu, stătea undeva la bloc, la etajul 4, un bloc fără lift și fratele într-o dimineață, nu era chiar dimineață, după ora 10, s-a dus și le-a dus un sac de făină și un sac de zahăr. Și când a ajuns la ușa blocului, s-a gândit fratele, dacă tot urc până la etajul 4 să-l anunț pe fratele, iau sacul de făină în spate. Și l-a dus cu greu, 4 etaje pe jos, a bătut la ușă și o trebuie să stea destul de mult până a venit fratele gazdă, pentru că fratele gazdă când a venit la ușă, a venit în pijamale, el încă dormea.
Când o deschis ușa, se auzea așa știrile când mergeau la televizor și... Fratele totuși o lăsa sacul de făină și o zis, frate, să vii, te rog, cu mine până la mașină, că mai am un sac de zahăr să-ți aduc. Și fratele cu mare greu s-o schimbat. Normal, dacă ai mai mulți copii la ora 10, nu trebuie să fii în pijamale, trebuie să fii la lucru. Și ori coborât amândoi și-au adus sacul de zahăr și după ce au adus și sacul de zahăr până sus, fratele care l-au primit cei doi saci de alimente, unul de zahăr și unul de făină, nu știu să spună mulțumesc. Dar fratele Avram care i-a adus sacii, a zis, frate, îți mulțumesc că m-ai ajutat să-ți aduc sacul de zahăr. Și el a zis că cu plăcere. Fără hărnicie, fraților, nu este treabă bună. Nu este treabă bună. Când vezi, când intri așa într-o casă, mai obișnuiesc cu fratele păstor să facem vizite în familie, așa, inopinant, și numai vezi acolo o chiuvetă așa, plin de vase. Nu-i ceva în regulă acolo. Nu-i ceva în regulă. Surorilor, vedeți-vă de treburile case, fraților, să fim oameni harnici și Dumnezeu ne va binecuvânta. Amin. Mergem mai departe la un al șaselea principiu care vreau să-l amintesc din cuvântul Domnului. Ca o căsnicie să fie binecuvântată, Efeseni capitolul 5, trebuie să fie și principiul unității. Iată ce spune cuvântul Domnului. Versetul 31, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. De fapt, acesta a fost dezideratul, scopul final pentru... Atunci când a făcut Dumnezeu, asta le-a spus. Omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se vor face un singur trup. Un singur trup. Asta însemnează duhul, sufletul, trupul să fie în armonie perfectă. Spune despre Maria, mama Domnului Iisus... După ce l-a născut pe Iisus, menționează Evanghelistul Matei, capitolul 1, ultimul verset, n-a cunoscut-o Iosif pe Maria, până când a născut pe fiul ei întâi născut, n-a cunoscut-o. Sigur că o cunoștea, că doar de-aia erau logodiți, dar n-a fost una cu ea. Acesta este scopul final, ca cei doi să fie una, în duhul lor, în sufletul lor, să aibă aceeași dorință, să aibă același țel, aceleași aspirații, să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i binecuvinteze, amin? Cei doi să fie una. Să știți, am observat în multe căsnicii pornit probleme datorită faptului că au fost două pungi. În familie e interzis așa ceva, două pungi, două salarii diferite, nu, nu. În familie trebuie să fie o singură pungă. Unde sunt două pungi, e dovadă că nu este unitate desăvârșită. Fratele cu banii lui, sora cu banii ei. Undeva într-o piață erau fratele, sora și niște copii. Trebuia să cumpere un obiect care costa mai mult și s-au oprit acolo în târgul acela, au găsit lucrul acela, costa 500 de lei. Și cum erau toți acolo, au văzut obiectul care trebuia cumpărat, zice fratele, eu pun 200 de lei, soție, tu cât pui? Voi băieți cât puneți? Acum s-a mutat târgul în familie deja, începeau în familie care cât pune. Fratelor, în familie nu trebuie să fie târg, trebuie să fie o singură pungă, una singură. Mi-aduc aminte că am muncit și eu în Spania câțiva ani de zile și a fost acolo un caz când un frate avea așa o mică firmă și-a pus el bani deoparte pentru zile negre. Avea un șemineu undeva unde niciodată n-a făcut focul. Și acolo undeva, într-o pungă undeva mai sus, avea ca un mic sertar stiu numai de el și a adunat vreo 10.000 de euro. Pentru zile negre. Și într-o zi a venit soția mai repede la servici și a făcut curățenie, că erau multe facturi, multe chitanțe, acolo un teanc mare de hârtie. Unde să le pună? În fața blocului nu le putea da foc. Le-a băgat în șemineu și le-a dat foc. Și o rar și 10.000 de euro. I-a dat domnul lecție la fratele de 10.000 de euro. Dar a fost bună. Cei doi trebuie să fie una, fraților. Dacă lipsește încrederea în partener, în cine vei avea încredere? În cine? Când e vorba de unitate, inclusiv în ceea ce privește dărnicia, dau și aici un exemplu. Pentru că de multe ori am auzit din partea fraților gândirea aceasta. Să nu știe stânga ce face dreapta. Bărbații sunt dreapta, soția e stânga, așa-i? Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă. Cei, când va veni Domnul, doi inși vor fi într-un pat. Unul va fi luat și altul lăsat. O să fie bărbatul luat și soția acolo. Nici vorbă. Cei doi sunt una. Nu, nici vorbă. Cei doi trebuie să fie una. Ei trebuie să facă dărnicie în comun. Ei trebuie să fie una. Și dacă bărbatul spune, uite, am văzut o situație, dăm 50 de lei, soția să spună, nu, dăm 100. Asta e bine, e frumos. Dărnicia se face împreună, împreună. Trebuie să fie unitate. Trebuie să fie un scop. Să discutăm problemele familiei ca cei doi să ajungă de comun acord. Dumnezeu să ne binecuvinteze, amin? Și în felul acesta va fi o căsnicie durabilă. Nu în ultimul rând vreau să amintesc al șaptelea principiu care trebuie să funcționeze în familiile noastre.
este principiul fidelității, al credincioșiei, a statorniciei. Mașina o putem schimba, așa? Dacă ai bani, îți permiți una mai scumpă. Locuința. Ai stat la bloc și te muți undeva la o casă. Se poate schimba. Chiar țara. Te muți din România și stai în Spania sau în Germania sau în Anglia, că acum e la modă în Londra. Îți votăi șop de adunări de români numai în Londra. Te poți muta în altă țară dacă vrei. Partenerul de viață nu se poate schimba. Este un drum cu sens unic, fără întoarcere. Ce a împreunat Dumnezeu, omul, să nu despartă. Fate Daniel, sora Lavinia, Dumnezeu să vă ajute pe drumul acesta numai înainte, amin? Să vedeți bine indicatorul, sens unic, înapoi nu se poate. Întoarcerea interzisă, numai înainte, numai înainte. Dacă au un sfat pentru tinerii necăsătoriți, începeți bine cu Domnul. Să nu aveți regrete mai târziu. Am un prieten care avea mai mulți copilași și are obiceiul câteodată, are un bol așa, o farfurie mare cu multe bomboane asortate și avea vreo 7 copilași și când au venit odată acasă, le-a dat câte o bomboană la copilași. Era un băiețel de 2 ani de zile și a venit el și a văzut o bomboană foarte strălucitor ambalată și zice, tata, eu asta o vreau. Și tata a zis, măi, las tu că îți dau eu altă, că asta nu e bună pentru tine. Dar băiețelul o rupt deja în veliș și o băgat în gură. Dar bomboana era foarte, foarte mentolată și după câteva secunde a venit băiețelul cu gura căscată. Tata, dă-mi alta. Aveți grijă, tinerilor, că s-ar putea să vă uitați la unele ambalate foarte strălucitor și după câteva luni să rămâne cu gura căscată, că e prea iute. Dar dacă ți-ai luat o iute, ține-o iute toată viața, că nu poți schimba ca pe bomboană. Consultă-l pe Domnul, lasă-ți leagă Domnul. Uitați-vă în prima căsnicie, Genesa, citeai fratele, a fost implicat Dumnezeu. Nu te uitați după strălucire, după cât dansează de bine, după cum se mișcă de bine. Că o zici și Samson odată, ia-mi eu că-mi place. Ce îți place Samson la ea? Mergi la adunare des, da, de unde? Mișca bine, din șolduri. De la ce te uiți? Ce îți place la ea? Când te adorme Domnul cum l-a adormit pe Adam, te trezești cu Eva lângă tine, dar și cu o căsnicie binecuvântată. Dacă te adorme Dalila, o să te trezești și fără ochi și fără Dalila. Ai grijă pe brațele cui te culci. Ai grijă la ce te uiți, să nu rămâi orb toată viața. Dumnezeu să binecuvinteze tinerii, amin? Este un drum cu sens unic. Ai luat-o, ține-o toată viața. Nu mai este cale de întoarcere. Este mare, mare luptă în vremea de astăzi. Să știți, înainte, după metodele numite demodate, nu existau divorțuri în adunări cum există astăzi. Pentru că bătrânii noștri, părinții noștri, erau cu mult, spunem noi, în urma noastră, în ceea ce privește cunoștința. Dar trebuie să recunoaștem eu și dumneavoastră că în ceea ce privește trăirea pocăinței erau mult în față, e adevărat sau nu? O, Doamne, revarsă un duh de pocăință peste adunare, amin? Tinerii să se încredințeze soarta în mâna Domnului, că Dumnezeu, spune cuvântul, Psalmul 37, versetul 34, încrede-te în Domnul, încrede-te în El și El va lucra. Încredințează soarta în mâna Domnului și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Bine, bine, va spune un tânăr, dacă Domnul îmi dă ceva ce nu-mi place. Pe cuvântul spune clar, El îți va da ce-ți dorește inima. Dacă tu faci voia Domnului, consultă-L pe Domnul, întreabă-L pe Domnul și Domnul te va binecuvânta. Vreau să mă apropii de încheiere, însă nu înainte de a avea trei versete ca și urare pentru cei trei din 10 cuvinte. Am înțeles, chiar am vorbit cu fratele Cristi, zic, măi, câta căsnicie în familia voastră? Au făcut fratele un calcul, nu știu dacă au făcut bine. Zicea, al 10-lea fratele de-al meu care are căsătoria. Al 10-lea. Și atunci m-am gândit, hai să le fac tinerilor o urare din versete cu 10 cuvinte. Ca să aibă o căsnicie de nota 10. Domnul să-i binecuvinteze, amin? Două versete din cartea Iosua, capitolul 24, versetul 14, prima parte a versetului, prima frază, spune așa. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Așa să vă ajute Domnul, amin? A doua frază, din versetul 15, ultima parte a versetului. Iată ce spune cuvântul Domnului, Iosua 24 cu 15. Să puteți spune și voi, fate Daniel și sora Lavinia. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Doamne ajută-i, amin? Și a treia frază, Rut, capitolul 3, versetul 17, a doua parte a versetului, și acesta, dacă îl împliniți, va fi bine. Auziți ce spune? Să nu te întorci cu mâinile goale la soacră ta. Și va fi bine. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.